Bă, stai bă! Până și aici sunt urmăritori! Nic, decât parcul ăsta. Pentru toți cei care consumați proteine din zi, cam așa se face proteina naturală. Să ascult cum cântă în muget vaca! Copiii nu-l plac. Și s-urcă la picior. Hei, salutare dragilor și bine v-am găsit! Suntem... La... Eu sunt că am vorbit și eu mai tare, dar nu pot, știi? Bună ziua, dragilor, stimați utilizatori de YouTube, da, consumatori de vloguri. Lasă-mă mă să-mi fac introducerea. Dar chiar consumatori, consumatori de vloguri ciobănești. Chiar suntem aici fac. La... Unde suntem? La cota 1349. 1349. Cel mai pădurat dintre pădurari. 1349. Da, am impresia. Pot ia ulei, îl vezi? Îl vezi, băi, pe stradă. Ce prea era? Ai văzut? Băieții acolo și-au luat băița. O da, nu, băița. O la baia, vine. O da, o ce bine. Suntem, bineînțeles, cu... Dar tu știi cât, auzi, nu există săptămână să nu-și parcă unul baia. Și ăsta când îl aud, el venea cu a treia, venea cu a treia, cu... Mașina ta, tu zi iarbă, băi. Bineînțeles, maestru, câteva indicații pentru youtuberii noștri. Cam ce ar trebui să respectăm, ușor că dăm, facem accident. Cam ce ar trebui să respectăm când venim în pădure. În primul rând maestru, să nu mergeți cu a treia. Maestru pădurar. În primul rând să nu mergeți cu a treia. Bă, stai bă, 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 fiate, bă, 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 înțeles, oamenii pe spate acolo. Tovarășii noștri, măcar ei mai au o șansă. Faci, faci o bă, filmez, bă, filmez. Acum? Da, filmez. Bă, te îngiși și iar la capăt. Dubla 2. Salutare, dragi prieteni. Salutare, dragi prieteni. Vă salutăm de pe munte. Am ajuns la stâna din Poiana. Prima aici să culom o trăgem pe la stână. Nicule! Eu fac ce fac și tot la stână ajung. Hai. Am fost la stâna lui Iancu, acum stâna lui Nicu. Hai să mergem până acolo, că și așa vrea să fumezi asta. Pune două bucăți de haș. Doamne, așa mâncăm și noi ceva. Bineînțeles, dragilor, ați văzut, am început în forță vlogul ăsta pentru că am avut o mică pauză pe YouTube, deoarece ne-am băgat puțin politică. Acum ne vedem. Stâna lui Nianicu. Bună ziua, vă salut de la televiziune. Suntem, vrem să vedem, vrem să vedem viața oilor. Viața oilor nici eu nu știu. Da, domnule, îngrijiți, ce le dați de mâncare? Nu le dau că n-am. Numai vacea. Nu, asta este. Vaci, vaci. Nu stă mult. Uite, dai, că am dat o tare. Iată Cici, iată Țuțu, iată-le tati, iată-le tati, iată-le tati. Haideți înăuntru. Haideți, haideți. Ia, ce... Să trăiești, bade. Bună ziua. Vă salut cu drag. Dar ce facem aici? Aici, abraz. Cașul. Cașul. Cașul, dragilor, să se face cașul aici. Cașul acum? În vârf de munte. Imediat. Nu, un pic. Și aici stați voi, aici dormiți aici, nu? Aici, da. Avem un acolo, avem dormitorul. Da. Acum îl strânge? Da. Da, da, da. Dăm un chibrit. Stai să ștergem un pic masa aici. Stai să ștergem că... Ia zi, Nicu, cum e treaba? Da. Ăsta e binoclu de la... Ce să vă dau? Pentru picul cu pipâine. Băi, unt făcut aici, la stână, nu stă din deci pachet. Nu-i unt din da, eu vreau, market. Eu vreau. Eu vreau unt. Uitați aici, da? Unt. Bă, băie, ce-i pensiune, mă, patori? Auzi, George, ai văzut patorile astea? Da, mă. Pensiune, mă, ești, mă. Luați cu stat. Eu să stai aici. Haideți înăuntru. Ce, asta e unt? Da, mă, unt, a făcut aici, da, cu tine. Așa. Chifteale s-au din Mariana? Cum? Făcut chifteale s-au din Mariana? Da, de cine? Așa, dar aici nu faci nimic. Bun. Nu? Spuneți cum e untul. Bun. Din adică să nu fie un. Bun. Sare. Da, un. Nu mânca de tăi. În toate vârfurile de munte trebuie să fie cât așa ceva. Lăsăm la o parte. Bineînțeles. Stâna tradițională, făcută, vii să o săptămână, las vă doi bănuți. Ba, aici e mic decât parcul ăsta național. Să nu urcăm la doamne, dar plecăm, dar vreau plecăm. Spun că disciplin, e plin în continuare. Cine face o poză? Getuța, asta e concurența ta. Noi patru vreau poză aici și a poate mâine.
Aici faci? Cașu. Cașu. Cașu, cașu, cașu. Iar acolo ce fierbe? Acolo îngălți apă să punem încălzarea pe lume. Am bătut pământul și o părinte și nu fierbe în ziua. Am înțeles. Altceva cu ce să vă. Dacă mai stați, mâncați jintiță, mai târziu. Nu știți ce e și aia? Ce aia? Jintiță. Măcar cuvântul jintiță l-ai auzit, bă? Nu, dar e ceva legat cu orice de jumări, de astea, ceva... Nu, e legat tot de lapte. De lapte? Jumări de când ai porcul. Aici e tot, deci, de lapte. Deci de aici, acum o ieșită prima dată, deci laptele e la cheagul ăla, care se încheagă laptele. Ai făcut cașul. Da? Bun. Din cașul ăsta, deci când l-ai strâns, iese laptele cașului jintuitul, care faci untul, care ai mâncat astăzi untul. Deci iese, acum ăsta îl frământ acolo și iese un lapte la el, lapte cașului. Și din ăla faci untul, e jintuit. Bun. Deci de acolo rezultă zero. Deci zero ăla îl pui la fiert. Și în momentul când îl fierbi, el iese urda. Ei, când iese urda, din încep să iasă fulgii aia, aia e jintuță. Acum o pune pe foc, dar trebuie să mai dureze încă vreo jumătate. Pentru toți cei care consumați proteine din zer, cam așa se face proteina naturală, pentru că mi ziceau aici. Bă, dacă faci praful din lumea, înțelegi că proteina din zer, făcut din lapte, este un supliment alimentar. Care te ajută, pentru că tu nu mănânci ce trebuie. Da, uite, acum am venit la sursă. Cum ar fi să facem întrecere până sus? Da. Vedem cine da, ajunge eu, primul. Auzi, am avut o emisiune cu Dan Gârleanu. Maratonul câștigat întregi. Băi, băiatule, și acum ne filmez cum gâfâim? Da. Suge burta. Suntem pe cameră. Aoleu. Oameni buni, să nu credeți, e filmat pe Croma în studio. Și Andrei Ciobanu a avut grijă să ne bage acum în mediul natural, încât să vă dăm dumneavoastră impresia că când noi de fapt... Aoleu, că de fapt gâfâim. Dar noi să vedem, se gâfâim. Noi ne prefacem acum că gâfâim. Eu tot mă întreb cine m-a pus pe mine să vin aici. Eu mă întreb cine mi-a făcut mie rost de tine. Sunteți obosiți la coborâre? Nu, mai nu e mult până departe? Cât de aici și până acolo? Nu vă uitați așa, noi nu suntem cercetați, suntem nebuni. Noi ne-am îmbrăcat în verde să nu ne vadă ursul. Uite o buturugă, cum ar fi să stăm pe ea? Da, uitați. Nu arătați. No. Acum, dacă tot se filmează, am să vă recit din mine patru versuri pe care le-am compus în urmă cu o lună, când urcam pe aceeași poteche. Sună cam așa. Urcam poteca către toaca să văd apusul din Ceahlău, să ascult cum cântă în muget vaca, să ascult cum cântă în muget bou. L-am luat pe Ciobi azi cu mine, l-am luat pe toaca ca să-l duc și amândoi s-o ducem bine. Fă-mă și tu un vers, că nu găsesc rima. Da. Nu, oameni buni, până și aici sunt urmăritori. Pe mine nu m-ai cunoscut. Pe mine nu m-ai cunoscut, nu? Uitați, cum te cheamă? Ana. Ana Blandiana. Hai să facem o poză. Vă rog, țin subi camera. Eu am băbă. Mă poți aștepta pe cel că părinții vin. Da, 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 așteptăm părinții. Cum să, până atunci ne hidratăm cu... Hai să așteptăm părinții. Hai să așteptăm părinții. Auzi. Oare ce am luat și tu? Am cântat la Cerbul de Aur și nu mă cunoaște nimeni. Am urcat. Vezi tu, cred că genul ăsta muzical, romanța... Stai niște tăcuri cum așteptăm, că mai stăm și noi, nu, că n-am, nu că am fi obosit sau... Ca să văd
să mă întâlnesc cu publicul meu de romanță, ar trebui să mă duc prin parc. Nu să urc muntele. Aia care urcă muntele nu mai ascultă romanță. Ei ascultă. Domnișoară, eu am cântat la Cerbul de Aur și tot nu mai cunoscut. În schimb, tu uiți la panorama de astea cu Survivor, cu Ninja Warrior, tu în loc să cânti, tu te duci și te bați pe la televizor. Ia să te ocup gura cu ceva, că... Mulțumesc tare mult, ești un drăguț. Pot să împart cu prietenul meu, Ciprian. Ia, Cipri, o gură de energie. Oameni buni, vedeți? Voi trebuie să învățați, asta a fost o lecție pentru voi. Așa se strică prietenii. Vedeți, acum, prietenul meu, deși zâmbește... Zâmbește apagubă. Apagubă pentru că el este invidios. Când mă recunoaște lumea, deși el este cântăresc de muzică populară, mult peste mine ca notorietate și îl cunosc mulți oameni. E normal, tu ai 80 de kg, eu am 120. Vedeți, copiii nu-l plac. Eu sunt sigur că de acum nu o să mă mai suni. Dar, na, asta e treaba. Mi-am asumat. Să nu vă faceți probleme. Bună, bună, fetele. Noi gâfâim acum doar ca să prindem pe cameră. Pentru cameră, deci nu crezi că am obosit. Da? Mulțumim de încurajare. Foarte abrupt este jgheabul cu votar, dar este spectaculos. Aici suntem în jgheabul lui Vodea, așa se numește. Aici, dacă veniți dimineața sau seara, aveți șanse să vedeți capre negre. Eu am poze făcute cu capre negre pe jgheab. Am văzut cel mai mult odată un ciopor de 13 bucăți. Fantastic pentru iubitorii de natură, care vor să vadă monumentele naturii în... exact în mijlocul naturii, nu în poze.